Cu ocazia Săptămânii Mondiale a Imunizării, stabilită în perioada 24-30 aprilie de Organizația Mondială a Sănătății, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marincaș, a reiterat că vaccinarea este foarte importantă pentru dezvoltarea optimă a copilului și protecția împotriva bolilor copilăriei. În cele din urmă aș dori să fac o pledoarie pentru politica de vaccinare. Protejează-te și protejează. Acesta este sfatul nostru. Vaccinarea trebuie să rămână o prioritate. De ce? Deoarece vaccinarea salvează vieți. Conform estimărilor OMS, vaccinarea salvează mai mult de 3 milioane de vieți în întreaga lume în fiecare an și salvează mai multe milioane de la suferință și îmbolnăvire și dizabilitate pe viață. Când se introduce un vaccin și acoperirea vaccinală este ridicată, acesta duce la o scădere semnificativă a numărului persoanelor infectate. În mod contrar, când acoperirea vaccinală scade, bolile reapar. Ce sunt vaccinurile? Vaccinurile sunt preparate biologice realizate din microorganisme inactivate sau prin inginerie genetică cu rolul de a stimula imunitatea organismului. Cum funcționează vaccinurile? În fiecare zi, corpul omenesc este bombardat cu bacterii, virusuri și alți antigeni. Când o persoană se infectează cu un antigen cauzator de boală, sistemul imunitar se apără. În timpul procesului, organismul produce substanțe cunoscute sub denumirea de anticorpi împotriva acelui antigen specific. Anticorpii elimină antigenul din organism și persoana se însănătoșește. Data viitoare, când persoana respectivă se confruntă din nou cu antigenul, anticorpii existenți îi vor cunoaște imediat și îl vor elimina înainte de a apărea simptome. Aceasta este imunitatea. Imunitatea pasivă de obicei durează doar câteva săptămâni sau luni. Adeseori asigură protecție eficientă, dar pentru un termen scurt. Câteva exemple de imunitate pasivă. Imunitatea pe care o primesc copiii de la mame în timpul ultimelor două luni de sarcină, când anticorpii sunt transferați de la mamă la copil prin placentă sau injecția de produse sanguine, cum ar fi imunoglobulinele. Ca și observație, alăptatul are numeroase beneficii pentru copii și este cunoscut faptul că îmbunătățește răspunsul imun la anumite vaccinuri. Nu asigură însă protecție completă împotriva anumitor boli care pot să fie prevenite prin vaccinare. Imunitatea activă de obicei durează mult mai mulți ani sau poate chiar toată viața. Sistemul imunitar este stimulat să producă imunitate umorală și imunitate celulară. Vaccinurile interacționează cu sistemul imunitar pentru a produce un răspuns similar cu cel produs de infecția naturală, dar fără riscurile sau complicațiile potențiale ale bolii. Precizăm că tema globală a campaniei din 2017 a Săptămânii Mondiale a Imunizării este Vaccinurile sunt benefice, unul dintre obiectivele campaniei fiind creșterea gradului de vaccinare în toate grupurile de populație. În ultimii ani, vaccinurile au prevenit decesul la peste 10 milioane de persoane din întreaga lume și au protejat milioane de persoane împotriva contractării unui spectru variat de maladii.